Alegerile locale din 27 septembrie forțează desfășurarea cursurilor în online. Măsura va fi aplicată începând de vinerea viitoare și până în 29 septembrie, după încheierea alegerilor. O măsură temporară după care s-ar reveni la normalitate. Școala românească este pândită însă de un pericol mult mai mare provocat de creșterea numărului de infectări cu SARS-CoV-2 în rândul elevilor. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage atenția tuturor instituțiilor statului responsabile cu buna desfășurare a procesului instructiv-educativ din unitățile de învățământ din România că există riscul de a ajunge într-un blocaj. Potrivit sindicaliștilor din educație, explozia cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus înregistrate în tot mai multe școli prefigurează o situație pe care mulți guvernanți ar fi trebuit să o anticipeze. Adică școlile se vor închide, iar cursurile vor avea loc în scenariul roșu, adică în mediul online. A crescut numărul de cazuri, da, au fost identificați atât elevi cât și cadre didactice și personal nedidactic cu COVID, în funcție de numărul celor care s-au dus și la testări. Oficial nu am nicio cifră, niciun procent, doar pe învățământ. Nu s-au totalizat cazurile separate, cazurile la nivel național înregistrate. Reprezentantul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a precizat și faptul că în acele zile elevii vor învăța online de pe tablete, iar cei care nu au acces la o astfel de tehnologie vor utiliza smartphone-ul. Dificultatea, da, constă tocmai în absența mijloacelor online, mijloacelor de învățare online. Laptopuri, tablete. Asta voiam să punctez că elevii din mediul rural nu au toți internet, nu au toți calculatoare, nu au toți tablete. Ce vor face? Și din urban și din rural este aceeași absența mijloacelor de învățare. Vor lucra probabil pe telefoane, ca și până acum. Cei care au smartphone-ul pot lucra pe platforma de învățare accesând telefonul, dar cu mai puține funcționalități. Normal, acelea care nu au secții de votare își pot desfășura procesul de învățare în sistemul în care au început. Potrivit deciziei autorităților, dacă numărul de cazuri este în creștere într-o școală, aici se aplică reguli specifice scenariului roșu, respectiv unitatea de învățământ se închide, iar copiii sunt nevoiți să urmeze cursurile online. Referitor la situația școlilor în perioada alegerilor, premierul Ludovic Orban declara aseară la Reghin că nu se vor suspenda cursurile, ci se vor desfășura online, deoarece este nevoie de cel puțin o zi pentru a pregăti localurile secțiilor de votare, în condițiile în care multe dintre acestea sunt organizate în școli. De asemenea, va fi nevoie de cel puțin o zi pentru a asigura dezinfecția și pregătirea claselor în care au funcționat secții de votare pentru reprimirea elevilor în condiții de siguranță. Șeful guvernului a mai precizat în declarația de la Reghin că atunci când va fi stabilit exact numărul de zile în care cursurile se vor face doar online, măsura va fi anunțată public prin ordin al Ministrului Educației.